onorată asistență, stimați veterani ai războiului pentru apărarea integrității și independenței țării. Anul 1992 a fost un an de grea cumpănă, care a pus la încercare frajeda independenței a țării noastre. Adevărații patrioți ai neamului, cu jertfire de sine, și-au apărat interesele statului, lăsându-ne în memoriile noastre acele dureri sufletești. Evenimentul de astăzi, deși ne presoară pe chipuri acele tristețe, este unul deosebit, deoarece ne aduce printre noi numele celor dragi, a celor care și-au sacrificat viața în numele unui viitor mai bun și luminos. E de datoria noastră să nu-i uităm nici pe o clipă pe acei combatanți care și-au jertfit sănătatea și viața pe altarul independenței, integrității și libertății Republicii Moldova. Clipele de grea cumpănă au fost simțite profund și de angajați inspectoratul de poliție în număr de 212 care cu sfințenie și-au onorat obligațiunile față de patrie, față de acest neam. Faptele lor ne fac să fim mai toleranți, să fim mai interesați față de valorile culturale, valorile morale și tradițiile seculare ale neamului nostru. Popor care în toate timpurile a fost vrednic să-și apere țara. Onorată asistență, la final vreau să vă adresez cele mai sincere urări de bine și să mă închin în fața veteranilor. Vă mulțumesc!